Primul din cele trei evenimente, 9 femei voivodinene, sublimează diversitatea zonei noastre, astfel încât o sârbă, maghiară, evreică, româncă, ruteană, romă, croată, germană și slovacă se conectează prin toate domeniile artei, demonstrând că armonia, toleranța, respectul și aprecierea reciprocă, o cultură a păcii, sunt legătura și mesajele puternice care educă noile generații. Înainte de a avea un performance de mișcare scenică, am vorbit despre două femei importante românce din Voivodina, despre doamna regizoare și scenaristă Maria Marice și despre traducătoarea și poeta Ileana Ursu-Nenadici. Chiar dacă era cu piciorul demobilizat, actrița Otilia Pescariu chiar a avut aseară înfățișarea unei femei eroine. Noi putem găsi impedimente în tot. Dacă ceva ne dorim, atunci vom face tot posibilul să ajungem acolo unde dorim, chiar dacă avem și un picior în gips. În acest performance de mișcare scenică, am încercat să explic puțin care este de fapt poziția noastră. Femeia va păși pe bine și pe rău, cu durere și bucurie în același timp și oricât de mult ar lupta pentru ea, întotdeauna va face și un pas înapoi. Trebuie să fie blândă, trebuie să fie harnică, trebuie să fie ambițioasă, trebuie să fie puternică, iar secolul 21 cere și mai multe de la o femeie. Diseară la postul cultural Eșeg se vor prezenta încă 5 femei eroine. Celelalte două evenimente, scrisori către iubita îndepărtată și jurnaliștii întreabă eroinele, vor avea loc pe 22 mai, respectiv 7 iunie.